Praznicul Bunei Vestiri a fost prilej de sărbătoare pentru credincioșii Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Praznicul este cel de-al doilea hram al catedralei din Cluj, dar și ziua care marchează simbolic nașterea Mitropoliei, eveniment petrecut în urmă cu 9 ani. La Catedrala Mitropolitană, Sfânta Liturghie a fost oficiată de mai mulți ierarhi ai bisericii noastre. Cuvântul de învățătură a fost ținut de înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Noi păstrăm cu sfințenie această mare sărbătoare, întrucât vorbește de plecarea lui Dumnezeu către noi, Cel ce a plecat cerurile cu pogorârea în cap pe fără schimbare întreg întru tine. La începutul viacului al patrulea, pentru cei care au avut îndoieli asupra cultului Maicii Domnului, vine Ortodoxia să lămurească în sinod ecumenic că Preasfânta Fecioară Maria este născătoare de Dumnezeu. La slujbă au luat parte numeroase oficialități locale și județene, reprezentanți ai altor culte religioase și sute de clujeni. Pentru noi, cei ce facem parte din această mitropolie, sărbătoarea are o îndoită importanță. De ce? Pentru că în anul 2006, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod, în ziua de bună vestire, se reîntemeia Mitropolia Clujului, Albei, Crișane și Maramureșului. Și când primul ei mitropolit, vrednicul de pomenire, Bartolomeu Anania, s-a mutat la cer, tot într-o zi de bună vestire, în 2011, am ajuns și eu, păstorul frăților voastre, și iată că lucrurile se leagă. Și ceea ce dorim noi cu această mitropolie, mărturisim, deschis, într-o lume fracturată, am dorit să ne adune pe toți la oaltă, să ne facă mai buni, mai generoși, mai fraterni. Pe toată durata Sfintei Liturghii, la racla cu moaștele Sfântului Nectarie Taumaturgul, așezată la Muzeul Mitropoliei, s-au închinat sute de oameni. Cinstitele odoare vor fi depuse în perioada următoare la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Am venit pentru sănătate și fericire și pentru sănătatea familiei și bucurii noastre, că dacă nu venim aici ca să nu avem fericire, vă spun sincer, dar dacă vii aici, viu zilnic aici, la o slujbă, o oră, două, stau, mă odinesc și mă duc și am o fericire în casă și în familie. Vă spun sincer, nu mă doare nimic dacă vii aici. Parcă așa de sănătos, vă spun sincer. Să ne rugăm la Dumnezeu Dumnezeu să ne dea sănătate nouă, nepoților, la toată lumea să ne ajute și să ne ducem bine înainte. Cunoașteți viața Sfântului Nectarie, vă bucurați că de acum moaștele sale vor fi la noi în Cluj-Napoca? Da, da, ne bucurăm, sigur, ne spune mult. Ce-i cereți Sfântului Nectarie? Sănătate la copii, la nepoți și la toți care sunt bolnavi. Vă bucurați că de acum vă veți putea închina moaștelor sale și la Cluj-Napoca? Am dorit foarte mult să pot să vin la moaștele dânsului. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei i-a conferit crucea transilvană maestrului Dumitru Fărcaș, în semn de recunoștință pentru promovarea tradițiilor și spiritualității românești.